cornuri la minut cu făină integrală din aluatul de gogoș de iepure. Sunt fierbinți. Așa. Ia uitați. Cornurile. Ia să le și rup, să vedeți cum arată. Că e fierbinte, am intrat doar, că nu vi le-am arătat în interior, sunt fierbinți, ia uitați-le. Așa. Au ieșit super, 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 super. Bună ziua, bună ziua, ia uitați. Aluatul de ieri cu făină integrală de la gogoșele, astăzi o să facem cornuri cu făină integrală. Aici avem aluatul, aluatul de ieri de la gogoș, l-am ținut peste noapte la frigider, l-am scos dimineața, l-am frământat un pic cu mânuța, i-am schimbat vasul și l-am lăsat să crească și să se încălzească. Cornurile simple, le puteți și umple. Dar eu astăzi le fac simple. Și de puțină untură sau de unt ca să punem între straturi ca să facem cornurile. Așa. Acesta este aluatul, ia uitați. Să scoatem așa folia. Eu mi-am pregătit aici o tavă tapetată cu hârtie și imediat o să și le punem pe tavă. Aici avem aluatul nostru crescut, ia uitați-l ce frumos a crescut, se vede așa bine. Și am să pun puțină făină pe masa de lucru și îl scoatem. Așa. Eu peste aluat am pus puțin ulei ca să nu se lipească de vas. Ia uitați-l aluatul. Așa. Și acum o să-l întindem puțin. O să-l răsucim. Și o să-l împărțim în mai multe bucățele. Așa. Și apoi fiecare bucățică o să o întindem și o să o ungem cu untură sau cu unt, după preferință. Eu astăzi vreau să fac untură. Așa. Și să tăiem așa în bucățele. Deci am tăiat în 10, 2, 4, 6, 8, 10, în 10 bucățele. Și acum fiecare bucățică o să o întindem. Așa, ia să le răsucim așa puțin. Între, în palmă. Așa. Și le așezăm așa aici. Vedeți? Așa. Așa, sub podul palmei, punem și răsucim. Când le fac cu făina albă, eu le fac așa, le trag și le întorc. Dar acestea le las așa, cu făină integrală. Așa, imediat o să le întindem și o să le și ungem cu untură. Așa. Și acum o să le întindem una câte una. Și după aceea le ungem cu untură. Aici am un sucitor. Să le pun așa pe post ca să
Așa, și le dau deoparte. Imediat o să deschid și cuptorul. Am să le pun direct la cuptor, dar să le lăsați să crească în tavă puțin și după aceea le puneți. Eu le pun ca să vă arăt cum sunt. Și le așezăm așa aici alături. Așa, și le punem așa, aici alături. Eventual puneți ori puțin ulei sau puțină făină să nu se lipească. Așa. Uitați. Așa. Și apoi am să le mai întind puțin înainte de a, după ce pune, înainte de a pune untura. Biluțele nu trebuie să fie egale, oricum le suprapunem și apoi o să întindem din nou. Așa. Să-ți facem cornuri din aluatul de gogoș. Eu am făcut și fursecuri din aluatul de clătite. Să știți că au și bune. La noi în casă nimic nu se aruncă. Așa. Și ultima, o întindem. Așa. Și acum am să iau de aici, din... Și am să întind și am să pun, le luăm din nou la întins și punem untură. Punem untură așa peste ele. Sau unt. Dacă doriți, puneți unt. Aici am puțină untură. Și am să iau așa puțin și am să pun așa peste. Deci punem cât este necesar. Deci cât o să trebuiască. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin. Am să mai scot. Așa. Am să o dau aici în față. Și acum o să le luăm și o să le întindem și o să le punem una peste cealaltă. Asta este cea mai mică. Așa. Și punem untură. Dacă doriți, puteți pune și umplutură, și cremă de ciocolată, și ciocolată tăiată bucățele cu alune, și rahat. Și le faceți cât de mari doriți aceste cornuri. Așa. Și acum așezăm peste.
Și luăm altă foaie și întindem. Dacă vi se lipește aluatul, puneți puțină făină sau puțin ulei și întindeți. Și punem și pe acesta, punem un pic de untură. Punem așa peste tot. Și am să le iau pe aceste două și am să le pun deasupra, că sunt mai mici. Și acum le punem aici în față. Așa. Și luăm altă paie. Și așa facem cu toate. Puțină răbdare. Imediat o să deschid și cuptorul. Să ungem. Deci un strat subțire de untură sau de unt puneți peste, nu unul prea gros. Să le iau și am să le pun așa peste. Se așează mai bine. Așa. Și luăm alta. Și ungem cu untură. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și nu numai. Astăzi facem cornuri din aluatul de gogoș de ieri, făcut cu miere de albine. Așa, miere de albine și cu făină integrală. Și gogoșile le-am uns ieri cu miere și le-am dat prin nucă și le-am făcut în formă de floare. Așa. Am să iau tot așa și am să pun peste. Așa. Și ungem din nou. Vedeți? Așa, câte puțină. Și ungem așa peste tot. Deci, după ce se face această operație, ar trebui să stea, să se odihnească măcar o jumătate de oră aluatul cu aceste bucățele de aluat puse una peste cealaltă. Și după aceea o să întindem, o să tăiem și o să facem cornuri și o să le dăm la cuptor. Trebuie lăsate puțin la crescut. Eu astăzi am să fac totul așa rapid ca să vă arăt modul de preparare și cum se fac. Dar voi să faceți exact cum vă spun eu. Așa, și ungem, vedeți? Puțină untură. Ia uitați. Luăm și întindem. Untura este la temperatura camerei. Așa, și să mai spunem încă o dată ingredientele la aluat. Deci 160 de lapte, 30 de miere de albine sau de zahăr, dacă doriți,
12 grame de drojdie uscată, de jumătate de pachetel, 30 de ulei, un ou, coaja de portocală sau ce fel de esență doriți să puneți și 350 de grame de făină integrală a intrat. Așa, ia să punem așa peste. Și mai avem încă 3 și am terminat. Așa. Să întindem și pe aceasta. Deci pe ultima care o să o punem deasupra nu mai întindem untură sau unt. Lăsăm așa. Vedeți că nu a intrat prea mult. Deci subțire așa. Punem. Și punem așa peste. Așa am să o las pe aceasta, este puțin mai mare. Lăsăm să o punem deasupra. Cum am terminat, am să deschid și cuptorul. Cât o să le dăm forma. Așa, ia uitați, puțin așa untură. Și am terminat și cu untură. O dăm deoparte. O să punem deasupra și pe aceasta. Deci le punem una peste cealaltă. Și acum ultima, nu mai ungem, o lăsăm așa. O întindem și o punem deasupra. Așa. Acum, după ce am făcut această operație, ar trebui lăsat să se odihnească și măcar o jumătate de oră și după ce s-a odihnit, întindem. Eu am să întind acum, am să deschid și cuptorul. Am să fac așa ca să nu vă țin prea mult. Așa, am să închid așa aici. Așa. Am să închid ca să nu-mi iasă untura. Și încet, încet o să întindem. Între timp am să deschid și cuptorul. L-am pus la 180 de grade. Eu am pus și sus și jos să se facă repede. Și acum să întindem. Încet, încet. Ar trebui lăsat puțin să se odihnească. Așa. Să vedem dacă reușim să întindem încet, încet. Așa. Mai strâng așa pe părțile laterale ca să nu-mi iasă untura. Așa. Și să încercăm să întindem puțin. Deci după ce am pus untura peste foile noastre, lăsăm. O să acoperim cu folie transparentă, punem totul pe o farfurie sau și lăsăm măcar o jumătate de oră și apoi o să întindem. Această operație o puteți face și peste noapte, să lăsați toată noaptea și a doua zi scoateți, lăsați să se încălzească aluatul și după aceea întindeți și tăiați. Ia să vedem, încet, încet. Să întindem. Așa. Și o să dăm forma la cornurile noastre. Le puteți și umple dacă doriți. Așa. Și încet, încet întindem.
Tindem foaia să fie cam de jumătate de centimetru groasă. Bună ziua, Mariana! Bună ziua și bine ai venit și bine ați venit tuturor! Și întinde. Să vedem, am să-l mai întorc o dată ca să-mi întind bine toate foile. Ia uitați, am să las așa, cam de această grosime, vedeți, cam de jumătate de centimetru. Și am să tai. Și o să dăm formă la cornurile noastre. Și acum le faceți cât doriți de mari. Le puteți pune și le puteți umple, dacă doriți. Eu astăzi le fac simple. Am să tai așa puțin aici. Așa. Și acum o să le întoarcem și o să le răsucim. Așa. Și tragem așa de vârf și răsucim. Ia uitați-l. Așa, și le punem în tavă imediat. O să le pun aici alături și luăm unul câte unul. Tragem. Și acum tragem de partea cea mai lungă. Ia uitați. Așa. Și facem cornulețele. Lipim așa bine aici. Și ar trebui lăsate măcar o jumătate de oră să crească puțin și după aceea date la cuptor. Noi o să le punem imediat la cuptor. Am să le las 5 minute să-și revină. Așa, ia uitați-le. Sau așa, cum doriți să le așezați. Eu am să le pun așa. Și o trag, vedeți? De aluat. Și acum partea din mijloc o lungim așa. Cu făina albă, să știți că se lucrează mult mai ușor. Așa. Așa, eu le-am făcut mai mărișoare. Și tragem așa. Încercăm să-l lungim cât se poate. Așa. Și acum îmi voi aduce tava, să le punem în tavă. Deci dacă noi lăsăm să se odihnească, aluatul este mult mai elastic și se lucrează mult mai bine. Și acum o să-l punem așa în tavă, o să-i așezăm. Așa. Punem așa aici. Le dăm la cuptor 180 de grade, ne uităm la ceas, circa 15 minute. Uitați-le, cred că sunt gata.
Eu am închis. Să încercăm și cu scobitoare, dar cred că sunt gata. Da. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Cornuri. Ia uitați. Coapte. Vedeți ce frumoase sunt? Așa. Ia uitați-l. Așa. Am ieșit imediat, dar să vi le și arăt. Vedeți? Ia uitați. Cornulețele. Sunt fierbinți. Așa. Ia uitați. Cornurile. Ia să le și rup, să vedeți cum arată. Că e fierbinte, am intrat doar, că nu vi le-am arătat în interior, sunt fierbinți, ia uitați-le. Așa. Au ieșit super, 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 super. Să văd dacă reușesc să rup așa. Vedeți? Acestea sunt cornulețele. Cornulețele, cornuri. Și le puteți și umple, eu le-am făcut simple. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru vizionare. Cornuri la minut cu făină integrală din aluatul de gogoș de ieri. Vă pup, am lăsat rețeta în comentarii, scrisă. Vă pup și vă doresc multă, multă, multă sănătate și ne vedem mâine să facem fondantul. Și încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă și multă, multă sănătate. Vă pup, la revedere și vă mulțumesc din suflet. La revedere, multă sănătate, pupici!